Să știți că și pentru iubitorii muzicii rock urmează un eveniment frumos, festivalul Rockhausen. Cele mai bune trupe rock ale momentului din Moldova își dau întâlnirea acolo. Noi am reușit să ajungem la o repetiție a legendarilor băieți Alternosfera, cei care de fapt au organizat acest eveniment pentru ca să le dea o speranță noilor muzicanți, noilor oameni care iubesc muzica rock. Ce vă așteaptă și cum arată un eveniment și o repetiție marca Alternosfera, vedeți chiar acum. Am prins în febra pregătirilor pe cea mai așteptată trupă din seara festivalului Rockhausen și am fost curioși să aflăm emoțiile băieților din Alternosfera înainte de concertul care va prinde din nou aripi în acest weekend. Noi sperăm el să aibă o nouă viață. Deci noi depunem toate eforturile, de-aia am pornit cu un eveniment cu ediție de iarnă, fiindcă pentru mine festivalurile deja sunt locul unde noi muncim cu trupa. Mai adunăm echipe organizatorice în jurul ideii respective și nu exclus că o să facem și ceva la vară. Cu genericul Alive in the Dark, scopul evenimentului este în mare parte cel de a promova trupele rock mai puțin cunoscute din Republica Moldova. Noi venim cu un festival, încercăm să educăm tinerii care încă sunt la școală sau sunt încă, cum ar veni, în primii ani de studii la universități. De fapt, solistul trupei nu a ezitat să ne spună și unde poate fi audiată cea mai bună muzică rock de la noi din țară. Suntem foarte recunoscători, în primul rând, pentru sprijinul care ne-l-a acordat Radio One. Suntem foarte bucuroși că în 2019 a apărut un post care ca format este orientat spre muzică rock. Suntem și noi nerăbdători, de altfel ca și fanii Alternosfera, să vedem ce surprize ne mai pregătesc organizatorii. Pentru mine, la un eveniment, la un festival, contează în primul rând atmosfera. Noi cu siguranță o să avem o atmosferă frumoasă.